Bună seara, doamnelor, domnilor, tuturor celor care sunt alături de noi în această seară la Câștigă România. Concursul în care ne verificăm cunoștințele despre țara noastră și aflăm lucruri noi. Pentru unii chiar foarte noi și când vine vorba despre Eminescu. Chiar am auzit că s-a dus, nu știu dacă ați aflat. Dumnezeu să-l ierte. Oricum, sunt glumele mele, trebuie să le acceptați. Oricum, suntem aici și să râdem, dar și să cunoaștem oameni care au avut ca ocupație principală cartea. Ciudați oameni, într-adevăr. Avem premii în bani, o tabletă pentru câștigătorul fiecărei ediții și simt așa eu undeva că ne așteaptă un premiu mare de tot la cotitură. Dar să-l așteptăm. Haideți să intrăm în concurs cu primul concurent care vine din ediția trecută și care a câștigat până acum 2300 de lei. Să vedem ce facem astăzi. Începem Câștigă România cu Cristi Olaru. Ciao, Cristi. Ia loc. Începem concursul, deja știi care e atmosfera, ce se întâmplă, economia concursului o cunoști, toți pașii pe care trebuie să-i facem. Înainte de a trece la, la treabă, aș dori să spun și eu două lucruri, dacă îmi permiți. Te rog frumos. Primul lucru, ținând cont că această emisiune Câștigă România se află la început de drum, aș vrea să fac o urare emisiunii. Așa, ia. Ia-ți plugușorul, ce ai? Îi doresc să ajungă să fie la fel de longevivă ca emisiunea Teleenciclopedia. A, ce frumos! Mulțumim pentru comparație, în primul rând. Mulțumim tare. Am rămas dator cu un răspuns. M-ai întrebat la un moment dat dacă te-am urmărit la emisiunea Odată în viață. Așa. Ți-am răspuns atunci dacă că da. Dacă venise vorba acolo, da. Ai continuat cu întrebarea, cu cine ai cântat în acea emisiune. Pe moment nu mi-am amintit, dar am făcut documentare ulterior și am aflat că ai participat cu Andreea Voica, exact. O reprezentantă de frunce a Banatului. Da, a fost un moment foarte, foarte fain. Era și soțul Andrei Dean Galetin, care a condus orchestra. A fost o atmosferă foarte, foarte faină. Mi-a plăcut. Mi-a prins bine. Și mie. Bun, ești pregătit să începem? Da. Atunci să începem Câștigă România. Oare ce ar urma în momentul ăsta? Trebuie să apară harta. Hai să apară harta. Să trecem de prima etapă. Na, uite harta și știi ce urmează, să alegem un județ de start. Plecăm, de unde zici tu? Pentru că ieri am făcut pledoarie pentru municipiul Vaslui, voi începe din județul Vaslui. Ce frumos vorbești tu! Vaslui, e, unde o merge numai Sfântul Calculator, știe? Opa, Giurgiu, e, orientează-te. Ai 12 întrebări, ca și data trecută, pentru a ajunge la Giurgiu. Fiecare pas înainte, cu răspuns corect, un răspuns greșit, te ține pe loc deocamdată în Vaslui sau blochează județul unde n-ai avut răspunsul corect, da? Da. Mergem înainte? Da. Bine, hai să începem. Cu prima întrebare despre Vaslui. Hușan, cunoscut actor, regizor, supranumit Vocea de Aur a Teatrului Radiofonic. Hușan, adică din? Huș. Mie mi-ai spus așa? Huș? Mai gonit? Nu, vorbeam de localitatea Huș. Așa. Actor, regizor. Constantin... Constantin Tănase sau Constantin Codrescu? Și totuși pe care îl alegem? Constantin Codrescu. Bine. Constantin Tănase... Teatrul Radiofonic, nu știu cât a prins el așa, dar Constantin Codrescu este răspunsul corect. Bravo! Mergem în județul Vrancea. Mergem în Vrancea. Hai să vedem ce zice Vrancea. Scară folosită pentru a stabili intensitatea cutremurelor. Ia uite pentru ce-s vestiți ei, săracii. În funcție de efectele acestora. Ce știi despre cutremure? Ce scara Mercalli. Nu e Richter? Nu. De ce? Scara Richter măsoară magnitudinea. Și? Iar Mercalli? Scala Mercalli intensitatea. Răspuns corect! Bravo, domnule, ești foarte, foarte bun.
mulțumesc. Excelent, surpriză plăcută. Mergem către... Nu-mi zi de Buzău. Buzău. Mă ia cu capul. Buzău! Personajul principal Zahei din romanul omonim al lui V. Voiculescu avea beteșugul... Ce-i beteșug? Un defect. Așa? Și ce avea Zahei? Avea o problemă. Ce? Cred că îi plăcea să tragă la măsea. Adică... Bine, sunt mulți în zona asta care au obiceiuri de astea sau plăceri. E răspunsul tău final? Final. Deci, care e răspunsul tău final? Beteșugul de a consuma băuturi alcoolice. Beteșugul orbirii era răspunsul corect. Blocăm Buzăul, nu l-am trecut. E un județ cu probleme. Hai să vedem, încotro o luăm. Mergem în Brăila. Brăila? Da, interesant cum ai luat-o. Municipiul de reședință al județului. Brăila. Hai mă, la Brăila? Da. E o întrebare grea, te gândi bine? Da. Foarte grea. Este singurul municipiu din acest județ. Răspuns corect, Brăila! Galați, ia Lomița, Tulcea, Constanța. Ia Lomița. Ia Lomița de aici, ia să vedem. Cetatea geto-dacică Helis, reședința regelui Dromichete, este numită și... Cetatea geto-dacică Helis este o cetate, da? Numită da. Și cetatea... Aș avea două variante. Ia să le auzim noi. Bănuiesc că răspunsul va trebui să facă referire la o localitate actuală din județul Ialomița. Greșesc? Pe cum ar fi să spun că da sau nu? Adică cum ar fi să te ajut în felul ăsta, ca să nu zic în halul ăsta? Aleg Fetești. Cetatea Fetești? Bănuiesc că acolo... ar putea fi o cetate. Ținând au și cont, gară, trebuie să aibă și o cetate. Ținând nu? Cont că e la limita cu județul Constanța, acolo unde au fost renumitele cetăți grecești. Hai ca să nu pierdem timpul, cetatea Soarelui. Da, doar dacă știai clar despre ce e vorba, că da. Așa la nimeni nu prea merge. Vezi că ești acum într-o situație interesantă. Tulcea, Constanța, nu știu ce să zic de Galați. Alegem Constanța. Bine, hai cu Constanța, trebuie să dai un răspuns corect, neapărat. Mihail Cogălnicianu. Despre ce vorbim? Tu ai văzut întrebarea? Numele... Nici n-apuc să o citesc. Numele el se uită acolo, practic eu n-ar trebui să fiu aici. El se uită, citește și dacă mai e cineva care să-i spună două, trei lucruri cu care să mai râzi, de care să mai râzi, nu, e bine așa. Numele aeroportului internațional din Constanța. Mihail Cogălnicianu. Nu, no, cred că asta. Ba, da. Răspuns corect! Călăraș sau Tulcea? Călăraș. Bine. Insula pe Dunăre ce adăpostește ruinele cetății bizantine Vicina. Greuță întrebarea. Da, nu știu răspunsul. Nu știi răspunsul? Dar știi ce înseamnă asta? Că mergem către Ilfov. Ai serios? Dacă răspunsul e greșit, se face roșu județul și atunci ce pățim? Nu știi. Nu. Se pare că încheiem aici etapa asta, păcuiul lui Soare. Ai auzit de asta? Nu. N-ai auzit? Trebuie să vizităm țara, cred că așa învățăm cel mai bine de locurile pe care le avem. Trebuie să mergem mult să vizităm țara. Înțeleg că e frumos și în Dubai, e frumos și în Spania, e frumos peste tot, foarte frumos, dar eu zic că e foarte, foarte frumos și la noi și ar trebui să umblăm. Și să ne ducem și copiii și la Herculane, chiar dacă arată cum arată și mă doare sufletul, să-i ducem și la păcuiul lui Soare, să-i ducem peste tot. Și așa învățăm și noi ce locuri frumoase și valoroase avem. Mai poți face un lucru. Nu o să atingi destinația. Da. Dar mai ai un județ pe care îl poți parcurge și
poate conta mai târziu, da? Da. Ok, hai să vedem. Mai e și Tulcea, dacă treci de Tulcea, mai e și Galați. Da. Da? Bine. Hai, Tulcea. Ciorbă tradițională specifică zonei. Ciorba de... Știi cum se mai numește? Nu. Specifică zonei, în Tulcea. Fac ei o ciorbă tradițională și se numește într-un fel. Un borș. Borș de pește. Așa sau... Fac așa cu, și cu oasele. Și scot toată zeama. Zeama de pește. Nu, domnule, ce fac acțiunea în sine? Că mi-ai dat răspunsul corect, borș de pește. Dă-l încolo, vreau să obțin cuvântul ăla de la tine. Ce fac eu acum? Storceag, mă, storceag. Storceag. Dar da, este borșul de pește, într-adevăr, răspuns corect. Hai că am aflat și cum îi spune. Hai, vă fac și un storceag minunat. Bun. De la Tulcea mai avem posibilitatea să mergem la Galați. Hai că ai adunat ceva puncte. Gălățeanul Albert Gutmann a fost profesor de pian la Academia de Muzică din Basel. Este adevărat sau fals? Acum tu parcă gândești. Cu siguranță în Basel există Academie de Muzică. Deci, prin urmare, șansele ca cetățeanul Albert Gutmann să fi fost profesor acolo sunt foarte mari. Deci, prin urmare, voi răspunde adevărat. Și care e răspunsul tău adevărat? Aleg varianta adevărat. A, e adevărat. Nu înțelesesem. Răspuns corect! Domnule, totuși mergem și mai departe. La Bacău văd eu că avem posibilitatea. Da. Mm-hmm, interesant. Cum ar fi să ajungi totuși la... Hai, să vedem Bacăul. Povestire istorică ce spune legenda copilăriei lui Ștefan cel Mare. Hai, hai. Ce povestiri despre Ștefan cel Mare când era mic, știi? Povești. E istoric, adică se face... Până și eu am învățat-o la școală. În primele 4 clase, că acolo m-am și oprit. Trăgea cu arcul. Așa. Stejarul din Borzești. Răspunsul tău final este, cum ai spus? Stejarul din Borzești. Răspunsul tău este corect! Stejarul din Borzești. Ai văzut că nu e greu? Nu știu cum ai ajuns tu acolo în colțișorul ăla unde ți-ai amintit tu. Joaca cu arcul, cu nu știu ce, cu... Așa. Bun. Mergem în Harghita. Mergem în Harghita. Peștera de gheață se află în județul Harghita. Ia zi tu, e adevărat? Fals. Fals? Da. Dar unde e peștera județul de gheață? Județul Alba. Da? Da. Bine. Răspuns greșit. Este adevărat. Este în Harghita. Mergem în Neamț sau Covasna? Neamț. Ai tu niște calcule. Monument al naturii cu pereți stâncoși de 300-400 de metri săpat de râul Bicaz. Cheile Bicazului. Cheile Bicazului, răspuns corect. Felicitări. Mulțumesc. După cum vezi, a fost ultima întrebare, pentru că le-ai consumat pe toate cele 12, dar te-ai comportat excelent, bravo, și de data asta. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Mulțumesc. Ia loc. Are 36 de ani, vă mulțumesc foarte mult. S-a născut în București, este pasionat de poezie și fotografie. Bine ai venit la Câștigă România. Traian Alexandru Rotărescu. Ciao. Ia loc. Începe și cu tine Câștigă România.
Păi, mai întâi vedem harta, da? Harta arată așa, iar județele de graniță, de unde trebuie să-ți alegi punctul de plecare, sunt acestea. Alege un județ. Începem cu Aradul. Arad. Vrei să pleci din Arad? Și calculatorul zice să mergem până în Botoșani. Ai chef să mergi până în Botoșani? Da. Da? E frumos acolo, nu? E foarte pitoresc. Așadar, 12 întrebări până la Botoșani. Folosește-le cu inteligență, strategie și apelează la tot ce știi tu despre județele pe care le vei parcurge, da? Începem? Ești pregătit? Sunt. Păi să începem. Arad. Folosită la sarmale. Comuna Socodor este vestită pentru cultivarea acestei plante. O întrebare gastronomică. Așa, mamă, apelează la Socodor, cutiuțe. Gastronomie. Ce-ar putea să fie altceva decât plantă? Vița de vie. Răspuns final? Da. Ok. De varză ai auzit? Da. Sper să nu aibă legătură cu evoluția ta. Varză era răspunsul corect. Ce ați pățit? V-ați lovit? Ce aveți? Unde ați auzit asta? La ce emisiune ați mai participat? Aici nu există dezamăgire, doar încurajare. Așa, rămânem în Arad cu următoarea întrebare. Nuvelă scrisă de Ioan Slavici despre dorința de îmbogățire. Moara cu noroc. Moara cu noroc, răspuns corect și am scăpat de Arad. Și ne îndreptăm, fain frumos. Bihor. Bihor. A doua lună de toamnă în care se sărbătorește ziua orașului Oradea. Octombrie. Când e mare chef. Ce ai spus? Octombrie. Octombrie. Dar ai un zâmbet așa. Nu e răspuns final? Nu sunt sigur. Păi de asta te-am citit. Răspuns final? Octombrie? Da. Bine, da. A doua lună de toamnă e octombrie? Poate să fie și septembrie. Păi vezi răspunsul corect? Este octombrie. Ce cauți în septembrie? Doamne. Hai că nu s-a întâmplat nimic rău deocamdată. Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba. Sălaj. Păi despre Sălaj putem afla niște lucruri interesante. Uite că la 1 martie romanii celebrau Matronalia, sărbătoarea... După cum arată și numele, ne face să ne gândim la matriarhat, așadar, sărbătoarea mamelor. Ești de acord cu matriarhatul? În general, întreb. Nu prea sunt de acord, dar în vremurile respective, gințile stabileau, cum să spun, descendența apărând și la mame. Mm. Bine, la un dat nu scapi de asta. Adică care s-a ajuns la altă... la alt uz, când spui matroană, te gândești la cu totul altceva, dar trebuie să mergem pe coordonatele autentice. Da, cine m-a pus să întreb? A durat ceva până mi-a dat un răspuns, îl formulează atent. Da, răspuns corect, mamelor, da. Satu Mare, Maramureș, Cluj. Maramureș. Maramureș. Moroșenii sunt locuitori ai județului Mureș. Adevărat sau fals? Fals. De ce spui asta? Fiindcă moroșenii sunt din totul alt județ. Cred că sunt chiar din Maramureș. Mm-hmm. Adică e logică, nu că ai ști. Moți, moroșeni, nu știu, moșneni, sunt mai multe variante, dar... Hai că le știe și pe astea. Răspuns corect! Concurenți buni, concurenți buni, asta mă bucură foarte tare. Bisița Năsăud, Suceava. Suceava, ca să ne apropiem de Suceava, ținta. Cum vrei tu, apropie-te. Singurul muzeu din țară, unde sunt expuse peste 3000 de ouă încondeiate, se numește... În mod sigur nu se numește Muzeul Ouălor Încondeiate, pentru că ar fi... Ești ciupercă ce e. Am să aleg, schimb o localitate, muzeul din Vama. Cum ai spus? Vama. Vama? Localitatea.
Așa. Cum se numește muzeul? Muzeul... olor tradiționale, să zicem. Dar fiindcă e un obicei destul de local. Care e răspunsul tău final? Gândește-te bine și dă-mi-l. Muzeul olor încondeat. Final? Da. Da, ziceai mai devreme ceva de muzeul, ai formulat altfel și îmi suna un pic mai prietenos. Muzeul... Paștelor... Pascal, nu, muzeul tradițiilor pascale ar fi... Vezi, nu suna mai frumos? Ba da. Suna mai frumos, dar era un răspuns greșit. Corect, Muzeul Național al Ouălor Încondeiate. Răspuns corect, bravo! Mulțumesc! Vezi, exact ghici ciupercă cei, apropo de asta, exact de asta te-ai ferit. Da, într-adevăr, era logic, simplu... Mult prea simplu. Și eu zic. Botoșani. Este județul la care trebuie să ajungi. Atingi destinația, ești tare. Născută la Vorona, Raluca a fost mama poetului Luceafărului. Evident, mama lui Mihai Eminescu, născută Eminovici. Încă o întrebare cu un răspuns foarte rapid, pentru că, într-adevăr, Luceafărul... Asta ține chiar și de ceea ce ne-a fost băgat cu foarte mare grijă în cap în anii de școală. Deci cu nu putem rata poetul de pereche. Răspuns corect și ai atins destinația. Excelent! Bravo, domnule! Hai să te felicit! Te și felicit și te rog să iei loc acolo. Are 24 de ani. Foarte tânără. S-a născut în Suceava. Pasionată de mersul pe bicicletă în natură. Oana Andreea Petrachi! Bună, Oana! Bună! M-ai strâns tare de mână, ești foarte hotărâtă. Probabil. Ai văzut că suntem drăguți, în special eu, concurenții de acum sunt, nu mai sunt prietenii tăi de așteptare. Da. O să aveți de împărțit niște lucruri, bani. Nu cred că avem nimic de împărțit. Las că o să vezi tu mai târziu. Pentru început, vrei să pornim concursul? Da. Atunci, începem. Câștigă România! Harta arată așa. Frumoasă, nu? Da. Și de unde vrei tu să plecăm? Din Suceava. Din Suceava? Da. Aha. De ce ai ales tu Suceava? Pentru că este localitatea mea natală. Da, da. Și ce lucruri frumoase sunt în Suceava? Hai, zi-mi până să... Foarte multe, păi doriți să vi le spun acum. Bine, mi le spui pe parcurs. Ia să te văd eu la întrebări, că prea ești sigură pe tine. Calculatorul îți alege un alt județ. Tot de graniță. Ce județ e ăla? Caraș-Severin. Ce ai spus acum? Caraș-Severin? Da. Și tu vrei să ajungi în Caraș-Severin? Tu știi cum să ia? Că eu știu. Cei mai slabi șoferi, ca să nu zic altfel. Nu e adevărat. În Caraș? Prahovenii sunt lasă cei mai... pentru voi. Noi ne lovim de cărășani tot timpul. Bine, mergem în Caraș-Severin. Dar mai întâi, ai 12 întrebări, da? Da. Și le poți folosi pentru a ajunge acolo. Când greșești, se blochează județul respectiv, da? Da. Întrebările sunt specifice județului pe care le parcurgi. Bine, plecăm din Suceava. Localitate în care Ștefan cel Mare a înfrânt în iarna lui 1467 oastea lui Matei Corvin. De unde ziceai că ești? Suceava. A. Nu, că mă întrebam așa, că Suceava. Uitasem, știi? Că vin mulți invitați și uit. Suceava. Ce ai spus? Te-ai gândit? Da, m-am gândit. Localitate în care Ștefan cel Mare a înfrânt în 1467 oastea lui Matei Corvin. Doar Suceava e o singură variantă avem, da? Da. Bine. Ce localități mai știi pe acolo așa? Dragobirna. Așa? Salcea. Pătrăuți. Baia știi unde e? Da. Imediat cu noi, știi pe unde hol, este în stânga. Baia.
Baia este... Nu, este o localitate. A, da? Baia, este Râșca. Baia. Cânti frumos. Da, Baia era răspunsul corect. Așa că rămânem acolo. Mai avem o întrebare. Gimnastă, medaliată cu aur pe echipe la Jocurile Olimpice de la Sydney în 2000. Este din Fălticeni. Andreea Răducanu? Mă, iar întrebați, m-ați înnebunit cu întrebările. Trebuie să-mi dai un răspuns ferm, final și sigur. Andreea Răducanu. Andreea Răducanu este răspunsul tău. Ok. De Maria ai auzit? Măi, e de la tine de acolo. Și n-ai auzit de Maria O. Maria O. Ce face ăla cu lutul, cu nu știu ce? Olaru. Maria Olaru era răspunsul corect. Nu-i nimic, stăm pe loc, mai avem întrebări. Hai, trebuie să ieșim din Suceava, vezi? Mai stai în Suceava? Mai locuiești acolo? Localitatea de domiciliu este acolo, dar nu locuiesc acolo. Am înțeles. Renumită solistă de muzică populară, poetă și actriță pe numele real Sofia Fusa. Sofia Vicoveancu. Cum? Vicoveancu. Mai clar. Vicoveancu. Sofia Vicoveanu. Mă scuzați. Repetă. Sofia Vicoveanu. Răspuns greșit. Sofia Vicoveanca. Nu e nici Vicoveancu, nici Vicoveanu. Ok. Încearcă să te gândești, să-ți reamintești clar niște lucruri. Că ok. Adică era evident, Sofia Vicoveanca. Trebuie să știi cum o cheamă pe Sofia Vicoveanca. Doamne, iartă-mă. Hai, nu-i nimic. Relaxează-te, mai 10 întrebări. Nu se întâmplă nimic. Dar îți poți atinge destinația. Dar trebuie să te concentrezi un pic și să pleci din Suceava acum. Hai. Petru I Mușat a ctitorit curtea domnească și cetatea de scaun în... Suceava. Sigur. 100%. Bine. Hai că am scăpat. Răspuns corect. Acum o să mergi puns. A, unde mergem? Alegeți județul cu care vrei să continui. Stai-mă puțin, că tu ai nevoie de ceva, că te simți așa... Mă iertați, mă iertați. Și-am mai revenit. Hai, calm. Mureș. Mureș. Mergem în Mureș. Originea munților Gurghiului este vulcanică. E adevărat sau nu? Fals. Fals, nu? Dar ce origine au munții ăștia, Gurghiului? Nu știu să vă spun. Bine. Dar bănuiesc că nu e vulcanic. Că nu e adevărat. Da, bine. Este adevărat. Răspunsul corect. Bun. Mureș, n-am reușit cu Mureș. Unde mergem? În Botoșani. Serios, vrei să te duci încolo, da? Da. Hai în Botoșani. Să aduceți un GPS, vă rog frumos, că o să avem nevoie să ne orientăm puțin în spațiu. Botoșani. Suprafața mare de apă din județ e simbolizată pe stema sa printr-un rac albastru. Este adevărat sau fals? Fals. De ce spui asta? Un rac albastru, nu cred. Nu știu stema, dar nu cred. Răspuns final? Fals. Bravo, fals, răspuns corect. Unde mergem acum? În Ucraina? Unde vrei? Ar fi bine să venim încoace, în țară. Deci Bistrița avem... Năsăud. Poftim? Bistrița Năsăud. Mă, tu poți să mergi în Bistrița, dar din Botoșani e mai greu. Am înțeles. Adică îți clipește acolo un Iași. Am înțeles. Ar fi singura variantă din Botoșani. Încercam și eu. Dar pentru tine facem o excepție, în afara concursului, după ce terminăm emisiunea sigur. Și mergem și în Bistrița Năsăud. Sigur. Luăm, avem mașina aici în TVR, ne duce oriunde. Sigur. Dar plătești, că totuși motorina e scumpă aici. Sigur. Așa, Iași. Mitropolit al Moldovei și cărturar
a adus prima tiparniță la Iași în secolul al XVII-lea? Grigore Ureche? Trebuie să lucrăm puțin la intonație. Da. Grigore Ureche. E, altceva. Nu, că încep să progresez. Ești bine. Răspunsul final este Grigore Ureche, da? Pentru tine. Ok. Nu este răspunsul bun. Dosoftei. Despre Dosoftei. Ce știai? Că dai din cap. Grigore Ureche n-a fost mitropolit. Iar pe Dosoftei îl chema și Dimitrie Barila. Te rog, spune-i ei puțin. Am auzit. Ales doar un cronicar, nu și un om religios. Am înțeles. Ai văzut ce drăguț e, că nu vrea să te pun într-o situație, dar eu, mie îmi place, știi? Așadar, în Iași, nu? Da. Știi ce înseamnă strategie? Da, știu că trebuia să mă deplasez spre Caraș Severin, dar doar că... Iartă-mă că insist, doar că te-ai blocat. Că nu mai ai unde merge. Pentru că de la Botoșani nu mai ai alt județ. Ți-ai blocat cu un răspuns greșit din Iași. Dar nu-i nimic, noi mergem mai departe, ai venit, ai avut câteva răspunsuri corecte, dacă mă uit bine, sunt două, ai venit un pic prea emoționată, nu? Bun, și acum aflăm cine va părăsi concursul dintre voi trei. Lucrurile sunt destul de simple, așa că n-o s-o mai lungesc. Oana, mulțumim tare! Ce vă mulțumesc! Ciao. Mersi, ciao. Iar voi va trebui să vă așezați în așa fel încât să începem etapa următoare. După cum ați observat până acum, am rămas cu doi concurenți foarte, foarte buni. Vă doresc succes, domnilor. O să fie un moment foarte interesant. Foarte interesant. Hai să vedem harta. Apoi o să înțelegem cu toții ce avem de făcut. Mai întâi, tu, pentru că ți-ai atins destinația, urmează să-ți alegi un județ de plecare. Caraș Severin. Din Caraș. Tu vei pleca din Caraș, iar ție calculatorul îți va alege un județ de la care vei pleca. Vaslui! Am tot auzit de Vaslui în ultima vreme. Ok. Tu va trebui să mergi spre Vaslui, din Caraș spre Vaslui, iar tu va trebui să ajungi în Caraș. Așadar, plecați unul spre celălalt. Vă sfătuiesc să vă evitați pe parcursul vostru ca să nu vă blocați unul pe celălalt, da? Cine ajunge primul la destinație, adică în județul celuilalt, al adversarului, va câștiga această etapă și această ediție și, atenție, va câștiga și suma de bani pe care a acumulat-o în urma evoluțiilor de astăzi, pentru că se contorizează numărul de județe parcurse prin răspunsuri corecte și mai are șansa, și o să vedeți cine ajunge, tu ai trăit acest moment, cine ajunge la final va avea șansa să-și umple buzunarele și mai tare. Am spus de tabletă? N-am spus. Nu. Bun. Cine câștigă etapa asta, va câștiga și o tabletă. Și șansa să meargă mai departe în ediția următoare, cum a pățit Cristi Sărat. Da? Ok. Și începem cu tine, cu Caraș. Cât e Carașul de mare? Marmura de la Rușchița are mai multe nuanțe, precum cenușiu, alb și roz. Este adevărat sau fals? Este adevărat. Este adevărat, răspuns corect. Mergem mai departe, în ce județ vrei să mergi? Gorj. Gorj, stai pe loc, mergem în Vaslui. Vaslui. Județul Vaslui este așezat pe cursul superior și mijlociu al râului... Hai, că trebuie să știi. Bârlat. Corect, bravo, excelent. Bravo, domnule! Județul următor va fi? Bacău. Bacău. L-am fixat, l-am marcat, ne întoarcem la tine. Ești în Gorj. Da. Sper să nu stai mult pe acolo. Capitala administrativă a județului Gorj. Wow, hai!
Tot Gorj. Poftim? Tot Gorj. Tot Gorj? Răspuns greșit. Târgu Jiu, domnule, în Gorj. Târgu Jiu, aoleu. Nu-i nimic. Mergem mai departe la Bacău cu Cristi. În rezervația naturală Dofteana există piatra plângătoare, un indicator al vremii. Ce e? Un indicator al vremii. În această rezervație naturală există piatra plângătoare, un indicator al vremii. Ce e? Acest indicator al vremii. Cum îl numim? La vreme înorate. Ok. Răspuns greșit. Barometru. Barometru. Este un barometru natural. Bun. Gorj. Când a părăsit România, Brâncuș a făcut drumul de la Hoviță la Paris cu lectica. Este fals. Fals. Dar ce este? Cred că a pornit propriile picioare. Am înțeles. Ok. Bine. Răspuns corect. Mergem mai departe. Vâlcea. Vâlcea. Deocamdată mergem la Cristi. Bacău. Se pune împodobit la poarta mirilor sau e portat în fruntea alaiului de nuntă? Bradul. Bradul. Ok. Răspuns corect. Mai departe. Ce județ? Harghita. Harghita. În regulă. Ne întoarcem la tine. Vâlcea. Cel mai lung defileu din România măsoară 47 de kilometri între Turnul Roșu și Cozia. Chiar Turnul Roșu. Defileul Oltului. Greșit. Nu nimic. Următorul județ, Harghita. Cristi. Da. Veche origine a cetății Sangidava din Toplița. Origine romană. Ok, este origine dacică, nu este origine romană. Rămânem în Harghita și ne întoarcem din nou în Vâlcea. Filozof din Râmnicu Vâlcea, elevul lui Noica, a scris Jurnalul de la Păltiniș. Hai că ai scris o carte de poezii. Nu are legătură neapărat cu poezia, dar are legătură cu cartea. Gabriel Liceanu. Liceanu, răspuns corect, bravo! Și mergem în Harghita din nou. După ce îmi spui ce județ vei alege. Argeș. Argeș. Mergem în Harghita. Stațiune recunoscută în întreaga țară pentru baza de tratamente cu ape minerale. Băile Tușnad. Tușnad, corect. Mai departe, ce județ alegem? Brașov sau Mureș? Mureș. Mureș alegem. Și rămânem deocamdată în pauză pentru că suntem în Argeș. Peștera Dâmbovicioara se află în județul Dâmbovița. E adevărat sau fals? Fals. Fals, răspuns corect. Alege următorul județ spre Vaslui. Brașov. Bine, Brașov, în regulă. Ești la Brașov, dar suntem în Mureș acum. Cu Cristi. Castelul Betlen din Criș. Un impresionant monument a aparținut cavalerilor teutoni. Este adevărat sau nu? Fals. Fals, răspuns corect. Din Mureș, unde mergem? Alba. Unde? Alba. Mergem în Alba. Și mai avem puțin. Din Brașov, spunem. Stațiune montană celebră pentru sporturile de iarnă, la 14 km de Brașov. Poiana Brașov. Poiana Brașov. Răspuns corect. Următorul județ. Covasna. Covasna. Alba. Ce aflăm despre Alba? Orașul în care se află monumentul în amintirea eroilor Revoluției din 1848 este Blaj. E adevărat sau nu? Fals. Fals. Răspuns greșit. Este adevărat. Atenție la Covasna. Mai e foarte puțin până la Vaslui. Armă de artilere grea a revoluționarului pașoptist Gabor Aron. Tun. Tun. Răspuns corect. Și am trecut de Covasna și ajungem în... Vrancea. În Vrancea ne ducem. Iar tu ești încă în Alba. Da. Să vedem cum ieșim de acolo. Cu cine? Un istoric și filolog, reprezentant al școlii ardelene. Numele este purtat de colegii din țară. Nu colegii lui din țară. Colegii. Școli. Știi? Nu.
Nu știm. Gheorghe Șincai. Sper că ai auzit. Mergem mai departe în Vrancea. Pe acest râu important din județul Vrancea se află Cascada Putnei. Asta zice chiar râul Putna. Putna, răspuns corect. Ok, alegeți județul. Destinația finală Vaslui. Vaslui se învecinează, este ok. Îl păstrăm acolo, vedem ce se întâmplă. Hai cu Alba aia. Râurile Mureș și Olt mărginesc acest renumit podiș din județul Alba. Podișul... Târnavelor. Răspuns corect, bravo, bravo. Hai că ai ieșit din impas. Bun. Următorul județ? Hunedoara. E, acum să vedeți suspans. Bine, Hunedoara, tu ai șansa să câștigi etapa dacă îmi dai un răspuns corect la această întrebare. Despre Vaslui. S-a născut la Bârlad și a fost primul domn al Principatelor Unite. Cu regret pentru concurentul meu, trebuie să confirm că e vorba de Alan Cuza. Felicitări! Ai câștigat etapa! Cristi, vino să te felicit. Să-ți dau acest cec, ai câștigat 2300 de lei și chiar am fost bucuros să te cunosc și că ai venit la Câștigă România. Felicitări! Bravo! Mulțumim! Și cum zice frumosul final de cântec, și-am rămas numai noi doi. Trebuie să parcurg o grămadă de turnețe. Pom, pom, bag un braț acolo, bag ceva. Espam. Espam, espam. Bun. În primul rând, ai câștigat o tabletă. Da? Ce, nu-ți convine? Mă foarte mulțumesc. Păi și eu îți mulțumesc. Apoi, ne vom vedea în ediția următoare. Tot ce ai acumulat astăzi, cu întrebări corecte, cum ți-am spus mai devreme, se cuantifică mai departe. Dar acum, vedem o hartă. Și tu va trebui să-ți alegi un județ de unde vrei tu. Nu trebuie să fie de graniță. Să începem cu... Și stai puțin să spun. Nu începem încă. Ai la dispoziție 5 minute pentru a parcurge cât mai multe județe cu răspuns corect, da? Prin răspunsuri corecte. Să ai grijă să nu te autoblochezi. Adică gândește puțin strategic ca să poți avea un traseu în așa fel încât să nu te blochezi la un moment dat, da? Sigur. Ok. Gândim, ne amintim și avem 5 minute la dispoziție, da? Îmi face cu ochiul județul Sibiu. Sibiu este județul de unde plecăm, da? Ok. Plecăm din Sibiu, iar cronometrul pornește acum. Râul Cibin izvorăște din munții Cindrel. Adevărat sau fals? Adevărat. Adevărat, corect. Mai departe. Brașov. Brașov. Cetate în care s-a turnat filmul Nemuritori în regia lui Sergiu Nicolaescu. Rupea. Greșit. Râșnov. Mai departe. Alba. Alba. Oraș la confluența Târnavelului în care a avut loc Marea Adunare Națională în 1848. Blaj. Blaj, corect. Județul? Cluj. Cluj. Stadionul Cluj Arena a fost construit pe locul fostului stadion Ion Moina. Adevărat sau fals? Adevărat. Adevărat, corect. Județul? Hunedoara. Hunedoara. Scuze, Sălaj. Hunedoara? Sălaj. 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 Etnografii îl descriu pe Marțolea ca un temut personaj mitologic din satele sălăjene. Adevărat sau fals? Adevărat. Adevărat. Corect. Bihor. Bihor. Peștera în care s-au găsit vase de lut și o mărgea din Chihlimbar se numește Ungurul Mic. Adevărat sau fals? Adevărat. Fals. Greșit. Județul? Maramureș. Maramureș. Instrument muzical din lemn, atenție, sau metal, fără găuri pentru degete. N-ai. N-am nici eu, n-ai nici tu. Tilincă. Atunci Satul Mare. Mai avem Satul Mare, ultimul județ. Da. Lanț muntos, nu ne mai grăbim, mai 3 minute și ceva.
al Carpaților, din care fac parte munții Oașului. Lanț Muntos. Acum, cum erau mă Carpații aia? Pe dreapta erau aia, așa aia de... Munții Oașului, da. Cum le zic, mă, și... Nu-mi plăcea profa de geografie, dar uite că trebuia să fiu mai atent. Ce bine să ai timp la dispoziție, vezi? Da, e... Mișcat repede, dar cu strategia mai subțire. Da. Ești muzician și tu. Munții Oaș le fac parte. Lanț Muntos, zice, da. Al Carpaților. Hai, este un lanț muntos. Septentrional. Poftim? Septentrional. Mă gândesc că sunt în nord. Ia, mai zi o dată clar ca să pricep și eu. Carpații septentrionali? Dacă sunt tot în nord. Răspunsul tău final? Nu chiar. Asta mi-a plăcut, nu chiar. Zi. Munții Gutui. Lanț Muntos, ultima oară, al Carpaților. Altă variantă n-am, fiindcă e zim, care? Septentrional. Oriental, domnule, ca să zic, să fiu mai drăguț. Oriental. Ok. O să facem un calcul și o să vedem că ai câștigat astăzi cu aceste întrebări, cu aceste răspunsuri. Cu ce răspunsuri mi-ai dat din urmă? Vezi că eu calculez din minte foarte ușor, pentru că mi-a plăcut aritmetica. 1800 de lei, dar cu tine. Ne vedem și data viitoare. Ai câștigat și o tabletă, ne vedem data viitoare. Ai posibilitatea să câștigi și mai mulți bani la Câștigă România. Ne vedem tot la 8 seara, tot la TVR2. Tot aici. Bravo.